Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să fac al doilea episod pe ziua de azi, în care vă arăt doar, cred că, câteva lucruri mici. Nu o să vă mai arăt și păsările. O să vă arăt ce le dau eu în general la toate animalele și păsările cum mănâncă. O să dăm și la câini și da, uitați, aici am un butoi de tărâțe. O să vă zic prima dată ce îs și după vă spun cum le dau și chestii. Aici avem un butoi de tărâțe. Aici mai avem 1, 2, 3 saci de tărâțe. Aici avem un butoi de grâu. Aici avem un păsat amestecat cu grâu, adică porumbul măcinat cu tot cu grâu. Păsările mele mănâncă. Bunicul meu aici la noi le face normal, numai grâu, porumb, dar unchiul meu le face așa și ne aduce și nouă. Și aici e alt sac. Așa. Aici avem concentratele granulate alupui, aluia de carne și alupui normali. Și aici sunt concentrate din alea mai mărunte. Aici dăm și la boboci, uitați. Noi de astea luăm. Sacul e verde, nu e această culoare. Și asta de la farmacia din Lipova. Așa. Aici avem mâncarea câinilor. Asta e mai mult pentru Burcus, ăla, câinele mioritic. Sunt niște boabe mari. Câinii ăstea mici nu-i mâncă nici Bombo. Și aici dăm la câinii mici, la Floricica, la Lesi, la Bombo. Sacul ăsta are mai mult. Ăsta are mai puțin, dar e mai scump. Și e bun. Adică, uitați, aici și ăsta așa. Aici avem porumbul ce ne-a rămas și de anul trecut și ce am mai adus, dar nu mai dăm de aici. Bine, nu contează și da, deocamdată atât. Mai le dau și aici, ăsta e pentru porumbei când le fac amestec. Aici, după cum știți, sunt adăpătorile acelea ce le-am avut la puicănaș când erau închiși. Nu văd alea de apă. Aici am pus și noi niște ardei. Ăsta e de anul trecut mărar. Și aici am pus ardei din ăștia. La uscat. Aici e geam de termopan. Și uitați ce este pe tavan. Adică da, acolo am un cuib de rândunici. Și da. Acum o să vă arăt. Eu am dat deja acum la păsări și o să vă arăt cum mănâncă. Aici le trebuie să le mai pun niște păsat cu niște tărâțe și apă. O să vă zic și rețetele imediat. Aici, dacă mă întrebați de ce le-am dat aici, pentru că trebuia să prind o pereche de matcă și n-am putut, am băgat regele și această găină. Le-am pus aici un cancioc de tărâțe și unul de grâu. Și acum să vă zic rețetele, ce le dau eu. Nu am mai luat concentrate de ouă că ni s-a terminat și da, le dau. Și dimineața doar de două ori pe zi le dăm și mai le dăm așa, nu contează ora, un cancioc de grâu, de porumb sau mai mănâncă și iarbă, dar în rețete. Bunica mea o urmează. Așa, dau două canciocuri din astea pline, al doilea nu chiar plin cu vârf, de tărâțe, unul de păsat, unde? Aici, și un jumate de cancioc de apă sau chiar mai mult dacă trebuie. Asta e gălatea porcilor. Aici dăm la porci, dar eu când mai le dau mâncare la găini, iau de aici și da. Apoi, un cancioc de grâu și unul de porumb. Acum doar de grâu pentru că porumb au acolo și în graj. La câini, un cancioc din ăsta mare, din ăla de fapt acela, pentru astea două. La mombu îi dăm unul jumate, că nici mult nu-i bine să le dăm, și la să-i dăm unul mare. La pui le punem două jumate de granule sau unul sau chiar două, nu chiar jumătate, și unul de păsat, iar la ăștia la fel. Așa, bunicul meu urmează instrucțiunile, ce le dau eu. Acum luăm un cancioc, adică ăsta, și vom da la câini ăștia doi. Nu cred că pot scoate. Deci uitați, așa. Au un miros plăcut. Dar nu știu, nu o să intru la ei pentru că o să-i scap și nu vreau.
Uitați-i, dacă nu știți, Lesi Floricica. Le-am pus acolo în oală. Se pare că au ajuns fix în oală, ce tare. Ele două nu se înțeleg. Da, știu, o să le separ când... vedeți, uitați, nu se înțeleg deloc. O să le separ, eu nu o să le separ. Deocamdată le țin aici, pentru că mi-e fost milă, îmi place de Floricica și nu mai vreau să o dau. Acum o să mergem la Mobo. La Burcuș nu mă duc pentru că mi-e frică de Burcuș. Chiar nu mă apropii de el. Dar o să încercăm. Totuși trebuie să... Ăștia. Nu i-am făcut niciun rău, ca să credeți că mi-e frică de el. Chiar eu l-am crescut. Cum am putut, dar eu l-am crescut. Cu maica mea, cu bunica mea. Dar unchiul meu le-a tăiat coada. Adică, da. O să mergem la Mombo. Poate credeți că e un nume ciudat, dar n-am știu ce nume să-i dau. Pentru că, da, o să mergem acum la el. Deci, se bat. O, nu. Floricica! Lesi! Uitați cum se bat. Marș, mă! N-a lasă că ți arăt eu ție. Nu mă întrebați ce o să-i fac. Că da. Oi, da, o pălmuță sau o bătuță peste spate. Ca să nu o mai bată. Fiți liniștiți că așa se întâmplă în fiecare seară. O să vă arăt ce dau și la iepuri. La iepuri am dat ieri, mă le dau azi. O să vă arăt și ce le dau sau cum le dau sau ce rețetă le dau. Hai, Mamba, cuțu! Hai! Hai, cuțu! Hai, Mamba! Mambolina! Uitați, deci uitați. Stai, flămândule! Nu că ar fi flămând, așa e el. Ho! Stai să trag asta. Marș! Stați puțin. Frumos, nu, mama? Cheluț? Aici îi dăm ca să nu... Du-te pe acolo, pe acolo, pe acolo! Ca să nu vină găinile. Nu, invers, invers, du-te! Mambo, mă, dar tu chiar e deștept, mă, prostule. Hai! Du-te, du-te! Dacă ai venit totuși pe aici... Stai și aici. Hai, du-te, mănâncă. Hai că nu s-a nimic, mă. Nu s-a nimic. Când ești cu minte, nu s-a nimic. Hai, du-te. O, ciucu. Ai tați cum mănâncă? Și le mai dăm așa, nu numai boabe. Nu credeți că îi țin eu cu boabe, că eu cred că... Eu cred că... Ce? Le dau într-una boabe? Le dau de două ori maxim pe zi, alte ori odată. Conserve nu le dau. La Lesi i-am dat odată mai de mult, înainte să o am pe Floricica. Dacă, la capră, ce îi dau la capră? La capră orice că mănâncă. Dar în general îi dăm și un canciop de porumb. Imediat o să-i aduc porumbul. Acum căprița asta de gen... Deci toată asta, murmanul ăsta de fân, e a lui Țâca. Nu se osfătează din el, pentru că n-ajunge, îi dăm noi. Am început de aici. Ah. Și chiar îl mănâncă. Îl mănâncă mai bine decât pe cel din baloț. Uitați aici. Nu-i dau doar atâta. Îi dau mai mult. Până îmi cumpăr GoPro sau o să mă ajute cineva cu filmatul. Vă arăt așa. Arăt așa cum pot. Ah. Mă. Du-te, mă. Așa, apă oare trebuie să-i aduc? Îi aduc apă rece. Aici am pus trifoi la uscat. Pentru că, da, să avem. Deci de aici iau la iepuri. Aici ce-i? Ce-i îngăleata asta? Nici nu știu. A, porumb. Uitați că-i putem da acum porumb. Țăcuța? Ia uitați. Nu-i dau din găleată că ea poate îl mănâncă pe tot. Dar nu ezită să nu-și bage botul. Hai. Hai. Oho. Să zicem că e suficient. Suficient. Bravo, Țăcuța. Fată cu minte. O, de-abia aștept să văd și să fie sănătos când o să puie.
când o să fete, hai să le dăm și la găinuțe. Aici am avut găinile. Ce? Aici. O punem aici. De ce nu? La locul ei. Nu i-am pus-o, ca să știți. Aici n-avem, n-avem. Aici jos doarme o găină neagră. Și da, aici, de aici o să dau la iepuri de acum înainte. Așa. Acum o lăsăm în pace. Adică doarme acea găină de acolo, doarme. Și da, uitați cum mănâncă. O să o mutăm aici. Nu mai vreau păsări, animale în graj. Chiar nu mai vreau. Vreau grajul să-mi fac pentru păsări. Și da. Uitați și aceste găini pitice. Nu vi le mai arăt. Da. Deci la țăcuța i-am dat. O să fie un video mai lung în care o să vă arăt cum le dau eu. Dar nu cred că o să mă apropii de burcul. Dar totuși să încerc. Na. Opa, era să-mi scap telefonul. Bye, bye. Aici am mutat aceste chestii, pișinile sparte aici. Și da, o să mergem acum să vă arăt ce le dau la iepuri și la rațe. La rațe nu am acum să le dau nimic. Le dau eu, cred că după filmare, că altfel fac filmarea prea lungă și... În fine. Nu e rutina de seară, rutina de seară e mult mai complexă. La rațe ce le dau? Le mai dau așa din când în când o mână de trifoi. Și de 3-4 ori pe zi un cancioc de porumb, că grâu nu prea îl mănâncă. Uitați, și aici e porumb. Apă văd că trebuie să le mai aduc și le-am pus și fân în cuibare. M-am uitat fix acum la episodul lui Mario Constantin cu Duck Update. O să vă explic și după. Aici le-am dat niște coși de pomelo, dacă știți ce e la pomelo, pentru că da... rațele, cum să-ți ouă? Nici nu le ai de 2 săptămâni și vrei să-ți ouă. Rațele astea mele românești mi-au ouat după 2 luni, adică să fim serioși. Moțata nu mai clocește. Un ou. Aici eu, nu e ou. Așa că la iepuri le dau o dată la 2-3 zile 3 porumbi din ăștia pe cocean, o mână de fân sau de trifoi și apă. Așa, mergem la burcuș. La porumbei le dau, până îmi cumpăr mâncare, o să le dau porumb și grâu. Nu am mâncare specială, eu doar mâncare specială le-am dat. Se pare că găina de matcă a ieșit, va trebui să o prind. Așa, Doamne ajută! Mergem la burcuș. O, tu! Domnul din ăsta, gigi. Nici la pui nu dăm, pentru că la pui am dat. La porci, nici într-un caz, nu dăm. La buboși, cred că o să le dau. Așa că, domnul, fie cu mine. Ce să și zic? Eu chiar nu știu ce e asta, să-mi scrieți un comentarii. Chiar nu știu ce e chestia asta. Lăsă-mă asta jos. Deschidem aici. Și intrăm în grădină. Aici uitați câte roșiile șeri avem. Astea le-am avut prin bucătărie, dar nu mai sunt bune. Bună, câine! Ești cu minte tu, azi, sau rău? Vai! Nu, bă, mi-e frică, bă! Hai! Mi-e frică! Mă duc! Nu, mi-e frică. Lasă că-i de bunică mea. Mi-e frică rău, nu pot. Doamne. Nu, mi-e prea frică, nu pot să merg. Deci când latră așa, măcar dacă s-ar fi duce, numai dacă îl prind într-o zi când, nu știu, nu, mi-e frică de el. Deci de câinele ăsta mi-a fost frică din, nu știu, din totdeauna. Nu m-a mușcat sau mi-a făcut ceva, mi-e frică mie de el. Uai, Doamne. Nu, nu, trebuie să las ăsta, îl golesc, pentru că mi-e frică. Mama, deci nu, 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 mi-e prea frică de el. Nu pot să îi dau. La pisici le dau conservă și mâncare pentru pisici odată la câteva zile, pentru că nu le cumpăr în fiecare zi, că nu vreau
să le învăț așa. Altfel nu mai mănâncă ce le dăm. Și vreau să vă arăt ce avem aici sus. Adică ca acoperiș. Gen, vreau cam așa. Sau nu, în partea aia e OSB-ul, nici nu știu. Gen așa, scânduri din asta, trebuie să cumpăr multe. Adică, da. Ăsta e un dulap de la bloc. Aici avem cartofi, aici abanancei. Aici avem niște cartofi, ceapă, cartofi, alți cartofi, alți cartofi, alți cartofi, 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 cartofi și cartofi. Astea le-am avut cuibare la curci, am făcut cuibare la curci. Aici avem căzile de prune, aici altă ceapă, aici niște usturoi. Astea-s rotițe pentru hamster, pentru spirit. Dar nu le-am mai pus pentru că nu se dădea. În cutia aia ce e? Vreau să văd ce e în cutia asta. Pentru că... A, jucării. Ia să văd eu de care. A, niște cărți. Bă. Așa. Acolo am muse de popici. Asta, mingea asta, am primit-o din Italia acum 2 ani. Dar am folosit-o mult la școală când ne-am jucat fotbal și s-a belit. Și ăsta îl foloseam să transport hamsterii când plecam de la blocks și vineam aici. Opa, am găsit o mistrie nouă acolo sus. Și da, mai am aici niște chestii de-a mele. Jucării de copil. Nu credeți că n-am avut jucării. Aici le-am golit astea. Păi am gen. Dați să văd. Ăsta e un șezlong, s-a murdărit, trebuie spălat și băgat aici. A, uitați că a sărit și cocoșul de matcă, va trebui să le tai aripile pentru că... Da. Intrăm aici. Avem undeva USB. Da, aici am USB-ul. Uitați, din ăsta voi face boxele la anul. Din USB-ul ăsta și... Da. Aici avem numai și numai borcane pentru bulioane, pentru chestii, oale, uitați câte oale. Și ăsta habar n-am ce e, ăsta e gips din ăla, nu știu dacă știți. Aici avem niște chiscanturi, o troacă, în asta făceam eu baie la bloc când eram mic. O bicicletă veche, o ladă pentru pui, aici țineam pui, un coșuleț frumos. Aici o să punem șoncile. Asta e verde, nu-i așa? Aici geamul ăsta, aici pune clisă, uitați acolo, o clisă și chestiile. Aici nu intră nimeni, nimic. Aici avem burete din ăsta, dar cum mai umblam noi pe aici, lăsam ușa deschisă, o rodeau găinile. Să fie un video mai lung. Și la porci le dăm 4 canciocuri de tărâțe, 2 de păsat și... Asta cu apă. Așa că noi ne reauzim data viitoare. Am uitat să vă arăt. Am pus, uitați, am pus la porumbei. Ne-am pus acest par și ei s-au băgat, au ieșit amândoi afară. Trebuie să le dau apă și mâncare și trebuie să le spar niște cărămizi. Așa că noi ne reauzim data viitoare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și pa, pa!